astăzi, în cadrul serialului Popoarele Lumii, vom cunoaște un popor specific, cu tradiții și obiceiuri neobișnuite și exotice, moldovenii. Vom vorbi despre relațiile de rudenie dintre moldoveni, care determină în mod crucial nu doar evoluția unor familii, a unor localități, ci chiar și destinul țării în ansamblu. Moldovenii interacționează între ei nu atât ca și cetățeni, cât mai ales ca neamuri. Odată născut, orice moldovean intră într-un complex sistem de relații cu ceilalți moldoveni. El este verișor, nepot de bunici, nepot de unchi. După botez, devine fin și se alege cu câteva zeci de nași. Când crește, își face cumnați, cumnate, nași de cununie, cumetri, gineri, nurori, fini și fine. Dacă în relațiile cu ceilalți cetățeni el se bazează pe legislația Republicii Moldova, în relațiile cu rudele, moldoveanul se bazează pe o sumă de instincte și un cod de pravile din epoca omului de Neandertal. Întotdeauna când trebuie să facă o alegere între lege și neam, moldoveanul alege, bineînțeles, neamul. Ca să înțelegeți mai bine esența acestor relații, o să vă spunem povestea unui naș moldovean, Vladimir Plahotniuc, și a finului său, Andrean Candu. Până în anul 2010, nașul și finul au reușit să-și întărească mult relația între ei, participând în comun la jaful băncii Victoria Bank, a două televiziuni și a unui hotel. Pe lângă asta, finul Andrean Candu era responsabil în cadrul relațiilor de rudenie de contrabanda cu țigări în România și contrabanda de pulpe de pui din Argentina prin Transnistria. Fiindcă au făcut bani buni din pulpe și țigări, în anul 2010, nașul cu finul au cumpărat un partid, Partidul Democrat. Și pe listele acelui partid au ajuns deputați în Parlamentul țării. În 3 ani de deputăție, cei doi s-au ocupat cu și mai mare succes cu jafuri și contrabandă. Iar când în anul 2013 finul Andrean a rostit o frază în engleză în Parlament, "I have a dream", "I have a dream", nașul emoționat l-a făcut pe loc vicepreședinte al Parlamentului. În următorul an, nașul ajutat de fin a jefuit mai multe sute de milioane de la Moldova Agroin Bank, Asito, Metal Feroz și, drept recompensă, nașul l-a făcut pe finul Andrean ministrul economiei. Mă bucur foarte mult. În fine, după jafuri și contrabandă, nașul Vladimir s-a convins definitiv că finul Andrean este atât de bun încât e tocmai potrivit pentru a deveni finul șef al țării, adică președintele Parlamentului. Trebuie să știți că Republica Moldova este un stat parlamentar, iar asta înseamnă că președintele Parlamentului este de fapt conducătorul statului. Voi încerca să fiu un președinte al Parlamentului pentru toți.